Salut prieteni și bine ați venit la un nou draft, începem un nou draft și încerc să fac o echipă de top Avem 5 sisteme, 4-4-2 flat, clar unul dintre cele mai tare sisteme care pot să faci un draft aici cu 2 CV uh, Mulți jucători care pot fi puși pe acele două posturi Mai e și un 4-3-1-2, o să luăm de data asta ce sistem cu 2 jucători pe laterale, de atacați centrali Capitan poate fi Hristos Stoichkov, e varianta prima lui Stoichkov Destul de interesant jucătorul, marele jucător al Bulgariei. Are 4 skills, 3 Wicked, mai sunt aici Inzaghi și Kaka. Inzaghi care are doar șutul, șutul e la cel mai rău nivel, mai ales finishing-ul, Kaka cu basic, nu cred că are busurile de care are nevoie. O să vină Stoichkov Cine va fi oare lângă Hristo Stoichkov? Avem alții, când este Eusebio Prime. Da, soluție foarte bună, în față. Patrick Cliver era aici, Owen Wright, uh, varianta prime a lui Wright care are doar 89. Eusebio, unul dintre cei mai uh, utili atacanți, cei mai eficienti, cu sniper va avea și un super shoot de la distanță, păcat că sniperul nu-i dă și finishing. Dar oricum, stă aici ce Eusebio, sunt două variante prime foarte bune de avut în echipă. La mijloc e noul fofana headliner, este extrem de scump în acest moment fofana de departe cel mai tare mijlocaș uh, dintre acești 5. Ce staturi are pe card și, per total, rupe rău de tot. Defending-ul este fenomenal. Are stamina foarte bună cu hand Seba și finishing. Și pentru un draft este ideal acolo fofana. Și Cine vine oare lângă el? Poate, fie, poate să fie fie un mijlocaș defensiv, fie un mijlocaș box-to-box, -box, cum e acest Barela. Barela headliner care nu e rău. Și oricum n-ar fi o variantă cu link cu fofana. Barela, cred că poate juca bine lângă fufana, Ar fi mijloc echilibrat cu cei doi jucători de 88. Greu de zis cum pot avea full. Probabil că nu se poate. Fie rămâne unul, fie vor juca amândoi în 8 chem sau 7. Hai să vedem pe lateral. Important e și ce vine acolo în apărare. Ce jucători defensivi vor veni. De aici niciun jucător care să aibă link nici cu unul, nici cu altul. O să iau pe Traore. Pe stânga poate ceva mai tare. Pires, Overmars și Lungberg. Overmars, cred că e peste Pires, ca pace, stă foarte bine, are și stamina bună, olandezul, 5 la Wakefield, dar doar 3 stele skill moves Sper să nu rămân acolo, însă e cam singura variantă bună dintre cei 5 jucători Sol Campbell, Jules Conde și Rio Ferdinand, o, oh, greu, Rio este jucătorul superior pe total, dar va avea mai mult pace, uh, Sol Campbell Totuși e destul de rapid Rio cu ancoră și o să aibă defending mult mai bun. O să merg cu Rio Ferdinand. Aș fi sperat să aibă un shadow sau ceva pentru pace, dar merge și așa. Varesi, Nesta și Vidici. Încă o dată va fi destul de greu. Dacă iau un jucător italian are link verde cu barela. Și poate avea barela full chem. Nesta însă e destul de lent. Vidici ar fi mai rapid, dar nu cu mult. Am putea încerca Nesta pentru barela. Măcar față de Bares are ceva pe în plus și cu Shadow o să aibă viteză decentă. N-am jucat niciodată cu Nesta la draft, nu cred că l-am avut niciodată în echipă. Dacă era să vină alegeam altceva. Are un rating foarte bun, a fost unul dintre mari fundași centrale ai lumii. Nu știu dacă va rămâne, dar măcar în acest sistem are bare la full și rămâne Fofana în 7. Fundaș dreapta. Avem Dallas, Jesus Navas, Aspilicueta, Faraonii e Navas cam singura soluție. Nu este însă un jucător prea bun. Poate în stânga am fundaj bun. Poate vine un fundaj din orice ligă. Important este să fie bun. Chilwell, Dest, Moreno, Iago și Scov. Poate le iau pe Iago. Dar are shadow Dest. Serginio Dest. Agilitate are. Merge cu jucătorul american de la Barcelona. Speram la fundaj lateral mai buni. În poartă, Iker Casillas. Sau Van der Sar. Am văzut un prime aici. Cred că e mai bun Van der Sar decât Casillas. Ce portar pe total? Terștegă, Neuer, Tibucur, tu am mari portari. O să fie Van der Sar în poartă. Cred că e portarul superior. Poate vin și niște fundași laterali. Că rest nu stăm rău. Marchi, dar uh, cu sentinel. Este Lam left-back. Care cred că este peste acel uh, dest. O să-l iau pe Filip Lam. Lam în stânga și poate în dreapta altceva. Robertson, trend cu Basic. Și mai e Bastoni. Robertson ar putea să joace și el. Și am putea face schimbul cu Lam. Cred că e mai bine așa. Mai degrabă cu Robertson. Poate joacă Lam în mai puțin chem și joacă Robertson în full în stânga. Lam oricum va avea ceva pace și defending bun. În general, oricum fundași dreapta, Filip, Lam. E o apărare interesantă. Ne trebuie un jucător pe dreapta și pe stânga. S-ar putea mai bine cât Overmars. Apare aici Sar, care are doar pace. Nu intră în calculele mele pentru acest draft. Muchiele, dreapta. Jucător foarte solid, Muchiele. Altceva nu prea avem. Yuri, Joselu. Muchiele e o de soluție defensivă, dar deja avem jucători de apărare. Baggio, Kimi Headliner, Frankie de Jong. Uh, mai este aici un Tonali Inform care nu va juca acolo. Ori Chimich, ori Baggio. Uh, Ratingul nu cred că îl mărim prea mult. Baggio poate fi un jucător de rezervă, mai mult de atât uh, nu cred că poate să fie. Chimich uh, nu cred că are cum să ia având fofana barela, stăm mai bine așa. Le-a pe Baggio Dar aș fi preferat un jucător care fie să fie cam. Și așa poate intra în centru cu fufana dreapta, facem schimbul după aceea. Fie right winger. Grey, hai că poate vine un astfel de jucător. O, oh, în sfârșit s-a bă! E bă pe headliner la draft. Și în ce moment în care totuși aveam atacanți centrali, are shadow pe el, practic nu are chem style, că are 99 pace, mai rapid de atât nu se poate. Cred că pe headliner e efectiv marele tren expres al acestui joc este cu super stațuri, nu contează care e shadow -ul. Chiar cu shadow aș putea să-l bag în primul minut. Cred că așa vom face. Vine Mbappé la draft în sfârșit. Mbappé în echipă, s-a întâmplat minunea, l așteptam de foarte multă vreme și am ajuns la 190, nu vine să cred. Cu el, acolo nu cred că trecem la 191, ar fi imposibil, nu cred că putem face ceva. N ar fi prea de tot. Depinde ce mai vine de pe aici, dar n-am ales după rating aproape deloc. Uh, Nunez, Mancini merge Nunez. Ar fi tare un jucător pentru Fofana, un pe Pele, un jucător de la Lens. De asta mai avea nevoie. Cristiano Ronaldo aici. Wants to watch. Îl avem pe Holland. Jota e totală în acest moment. Mai degrabă l-a jucat pe Jota decât pe acel Overmars. Din păcate am atacanți. Nu pot să iau Ronaldo sau Holland de data asta. Avem Eusebio, Stoichkov și Mbappé toți sunt principal sunt atacanți centrali. Uh, mai este Anthony, dar uh, n-ar avea full cam în dreapta. Cred că Jota e o soluție bună, mai ales că Overmars are powerhouse. Jota a jucat acolo și facem schimbul aici. Uh, va avea full cam barela. Jota va avea și el full și finishing foarte bun. Uh, va fi poate Jota stânga. Nu știu cine să rămână, Overmars sau Stoichkov. l ține pe Stoichkov pe dreapta. Pare mai bun decât Overmars. Iese Overmars, astfel s-au intrat jucător acolo. Și eu Eusebio Mbappé. Da, e genială situația asta. Are jota două licuri versi. Și cu Eusebio și cu Robertson. Foarte tare până aici. E un draft e rău de tot. Rui Costa Este și lui Costa un jucător mai mult în plus. Nu ne ajută prea tare. Încă un portar. Mai bine că cu Vandersar e greu. Vandersar rămâne acolo. Uh, mai apare acest spaniol care este de calcule Dest pe banca Ultimul jucător Ce echipă de draft cu Bape Headliner În sfârșit este aici Bape uh, Tonali Da, probabil o să pierdem chem Într-un mod asumat Cu Baggio pierdem 3 chem Oricum, hai să luăm uh, un antrenor Mai mulți jucători au nevoie de un antrenor Avem un antrenor german Este și un antrenor italian portughez nu avem. Deci, cred că acest antrenor e cel mai bun pentru Filip Lam. Da, voi lua antrenorul german. Am rămas și cu Nesta fundaș central. Sper că în apărare nu va fi o problemă. Și totuși va fi ok. Cu Ricoșta pe teren avem full camp. Asta e clar, ar fi 189. Fofana va juca, fără doar și poate. Chiar și în șapte rămâne o bestie. Iar pe Overmars țin rezerv. Deci ce bagiu acolo Sau mai bine îl pun pe Rui Coști Nu știi niciodată când ai nevoie poate de bagi Primul oponent are 187 Zlatan, Maradona, Ronaldo și Ronaldinho acolo Mega 4, 2, 2, 2 Și e duelul celor doi atacați de mare învergură Zlatan, Winter, Wildcard și Mbappé, Headliner Fanala la Jota Diogo Jota apără Radechi Jota putea să dea primul gol, nu-i nimic, intră Mbappe, face el legea. Cofana la Jota. Este Mbappé în care eu, a, Kilian, primul gol al draftului, da, de Kilian Mbappé. L-am așteptat atâta vreme, trebuie să facă spectacol. Eusebio, perfect. Mbappé preia, nu au cum să-l oprească. Broscoiul atomic 2 la 0 prin Mbappé în doar 23 de minute Mbappé oricum nu l-a jucat pe toate i trebuit cam 20 așa ca să marcheze o dublă oh, Zlatan Ronaldinho atac construit bine i-a prins liber pe toți acei jucători nu știu cum nu am reușit să stăm mai bine în teren. E un gol recuperat de adversar. Barela, s-a dat la o parte. Unde se ducea? nu credea el că vine Barela cu un șut bun. Normal că vine. Are un șut destul de bun Nicola Barela. E 3 la 1. Cofana pentru Mbappé. Ce preluare! Achilian! Ah, ar fi fost etric! O bagă Eusebi o poartă din Sebi că aproape de 3 goluri în Bape în primul meci este o victorie cu 4 la 1 în cele din urmă. Al doilea adversar, un 189, Ginolau, cocea dreaptă, Isaac Mandande în poartă. Nu știu cum are 89, că sunt totuși mai mulți jucători destul de slabi aici. Cred că pe bancă sunt jucătorii de aur. Probabil că îi bag acum pe cei grei care urmează să intre de pe bancă. O, oh, bun barela! Eusebio trimite lampa pe gol De acolo o dădea aproape oricine Am recuperat bine de tot cu barela. Și bine e să ai doi mijlocași ca lume acolo să -ți țină mijlocul Barela headliner, Fufana headliner Oferă chiar un mare plus Bine, bine, Fufana aici barela. Fufana cu Eusebio Minge la Stoichkov Stoichkov cu finesul Greșeală uriaș A pierdut mingea în careu De acolo Stoicicov e pus direct pentru Fines A venit șutul și este într-adevăr 2-0 Da, a plecat Nu-l prinde nimeni Stați, liniștiți că nu-l prinde nimeni pe Kylian pape. Uite că a venit până la urmă Marchi din urmă Minge acum peste Marchinios Oh, ce gol! 3-0 este un super gol aici I-a rupt spatele lui Marchinius Și iese la 3 la 0 S-a rezolvat meciul din prima repriză. Meciul 3 188 Stoichkov, Salah, Headliner, Neymar, Gold Mijlocul foarte bun Sistemul foarte periculos Dacă știi să-l joci Poți să o joci bine și pe contraatac Și poate chiar și cu un stil de posesie iar echipa asta poate fi periculoasă. Oh, nu! Gol Stoichkov! A dat cu dreptul și cât de bine a dat la poartă. Marchează primul și uite că, într-adevăr, e periculos. Jot acum poate se egaleze imediat. Din Kikov! Nu, no, nu m-am dus bine. Trebuia să mă duc mai spre interior aici ca să șutez. Bine, mă, Eusebio eu a scos-o, Mendy! Ireal Eduard Mendy de data asta. Si aici e pe fază, dar uh, nu-l poate opri. Pe Kylian Mbappé. Am făcut player locul bine. Apără din nou Mendy. Cum să, să, mă, cum să scoată și acolo? Ireal și se întâmplă aceste ovete. Vine centrarea. Farfecă boxat balonul de Mendi. N-am reușit să mai dau din farfecă acolo. E bună minci. M-am apărat rău de tot. N-am avut răbdare aici. Și mai dă una Stoichkov. Am scos somul de acolo și imediat m-a taxat. Nu, no, e gol. Centrare, 3 la 0. Uimitor. Hai Mbappé. În sfârșit, ai târziu acum. A dat un gol măcar. Mai sunt doar 2 minute, e nicio șansă să mai dau 2 Mbappé aici, cu o bijuterie de final. 3 la 2 Foarte târziu Din păcate n-am prins finala de data asta Cumva pe headliner a fost uimitor în toate veciurile Dacă marcam poate mai devreme puțin Poate puteam uh, reuși mai multe Sunt două victorii Aș fi mai multe mă cumva pe headliner Asta e Jumbo Premium Gold Pack și Gold Player Pack Din Jumbo Premium Gold Pack Boards. E destul de bine zic nu. Echier, care de bine de rău o să ne aducă niște coins. Chier e un K. Și din Gold players pack e un sigur jucător rar. Destul de slab pachetul, chiar dacă este plin cu jucători. Jucătorul rar e din MLS, e ceara, oh, nu. Virginia era mai aduc niște coins băieții ăștia. Acesta vă draftul cu un pape headliner, mamă, și că l-am așteptat. Fii de treabă, m-a dat cu un adversar bun. Și Mendy ăla rup la el. Dă l portar. Dacă v-a plăcut totuși acest draft, nu uitați de like ca acolo. Cam atât. Pa, pa!